Un polițist i-a cucerit pe internauți după apariția unei înregistrări care îl arată cum acesta se dă jos din mașină în timpul unui examen auto pentru a ajuta o bunicuță să traverseze strada. Polițistul a oprit mașina de examen la o trecere de pieton, s-a dat jos și a făcut semn șoferilor să oprească pentru a-i permite unei femei care se deplasa cu greutate să traverseze în siguranță. Așa arată normalitatea. Este mesajul care însuțește o înregistrare video publicată pe pagina de Facebook care a strâns peste 30.000 de vizualizări Internautii Internauții au fost impresionați de gestul făcut de examinatorul auto. Bravo, domnule polițist! Ați arătat omul din dumneavoastră! Felicitări! ar vezi așa ceva la noi în România, respect polițistului! Polițistul se numește Bogdan Petruț Șone, are 38 de ani și este agent șef adjunct. Este din Băicoi și este absolvent de teologie. Lucrează în cadrul serviciului regim permise și matriculări Prahova, fiind încadrat din surse externe în anul 2017. Am simțit că fac un gest firesc și omenesc. Nu am simțit că că fac ceva extraordinar, a declarat agentul. În 2023, un echipaj de poliție din Săla se afla în acțiune pe drumul național 1H și a observat un autoturist care rula cu mare viteză dinspre Hereclean, spre municipiul Zalău. Agenții au aflat că șoferul plecase spre spital cu soția care intrase în travaliu. Cei doi polițiști au ajutat cuplul să ajungă la spital și au fost lăudați pe pagina de Facebook a Poliției Române. Travaliul s-a prelungit aproape toată noaptea, iar dimineața tânăra de 22 de ani a dus pe lume un băiețel sănătos. Tatăl era în anul 9 cer. Chiar dacă e fericit, la culme, bărbatul din Dershida nu a uitat de gestul polițiștilor. Ea nu se le mulțumească public pentru susținere și implicare. Relatează click.ro